Bună dimineața, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici. Iată, luni 12 iulie, începe o nouă săptămână de luna iulie. Dacă nu sunteți la vacanță, pe plajă, pe undeva, pe un munte, sper să vă uitați la mine. Ce avem astăzi? Să nu uităm că Mercur tocmai ce a intrat în RAC, zilele trecute, chiar ieri. Așa se schimbă modul nostru de a comunica, adică a fost în Gemeni, dacă mai țineți minte, a fost și retrograd, a făcut și careurile cu Neptun, ne-a amăgit, ne-a deluzionat, ne-a făcut destul de confuzi. A intrat în RAC, bineînțeles că va schimba puțin modul nostru de a comunica, pentru că devenim mai sensibil. Adică atunci când Mercur este în RAC, apelăm foarte mult la memorie, apelăm foarte mult la anumite faze din trecutul nostru pe care le putem expune foarte mult. Foarte ușor astăzi, zilele acestea, cât Mercur este în RAC. Ce e interesant la Mercur în RAC este că are o memorie foarte bună și că o să vedeți perioada aceasta vă ajută să rețineți foarte, foarte repede. Asta în cazul în care trebuie să învățați, în cazul în care trebuie să memorați ceva pentru la serviciu. Și să știți că Mercur în RAC nu capătă informații pur și simplu, le capătă cu tot cu stare, cu tot cu senzație, știți, cu ceea ce simte. Nu știu dacă are o amintire legată de persoană dragă, va simți și momentul acela drăguț. Dacă la serviciu se întâmplă un conflict, amintirea respectivă, ideea respectivă, cuvântul respectiv o să vină și cu furie. Iar astăzi, după ce a intrat în RAC, bineînțeles că face un trigon cu Jupiter. Trigonul cu Jupiter, deci Mercur comunicarea, Jupiter creșterea, să spunem așa. Acest trigon ne poate ajuta să apelăm la gândirea noastră, dar să ne și îmbogățim. Pentru că dacă este ceva ce îi place lui Jupiter, este acumularea. Adică astăzi putem citi, putem fi curioși, ne putem uita la un documentar, putem afla tot felul de lucruri. Și bineînțeles, cu Mercur în RAC, chestii și legate de trecut, de istorie, de civilizații, voi știți ce faceți pe acolo. Și ne apropiem de conjuncția minune de mâine. Mâine avem party pe cer, conjuncție Venus și Marte, în Leu. Există o emisiune specială despre acea conjuncție, o poți căuta pe canalul nostru de YouTube. Sunt curioasă ce o să se întâmple mâine. Dar haideți să ne uităm astăzi ce aspecte avem pe cer și în ce direcție. Nu uita să asculți și la zodie și la ascendent și nu uita, te rog, că aici sunt doar niște recomandări bazate pe zodie. Fiecare are o astrogramă personală, aici vorbesc doar despre zodie. Asta pentru persoanele care, mi-a scris o persoană săptămâna trecută, că vezi, domnule, să uită și la mine și la alții astrologi și, domnule, nu zic, nu nimeresc! Nu nimeresc, domnule, nu nimeresc, nu am cum să nimeresc, ferească Sfântul să nimeresc, e o problemă. Că altfel, dacă astrologia ar fi nimeni, nimic pe lumea asta nu este așa exact, nu știu dacă exact, nu are grad de comparație, bănuiesc, așa. Nimic nu are, nu există 100% pe pământul ăsta din perspectiva mea, totul se poate schimba, totul se poate inova, așa și cu așteptările pe care le vezi voi de la astrolog, să credeți că ia decizii în locul vostru sau vă spune exact ce se întâmplă în viața voastră. Adică vine astrologul dimineața și zice, astăzi vergi cafeaua pe tine și tu aștepți să cadă cafeaua pe tine, că a zis astrologul. Nu, astrologul vine și îți dă niște tendințe. Iar tu tendințele alea, eu am pretenția să avem mintea deschisă astăzi cu Mercur, Trigon, Jupiter. Dacă astrologul zice, s-ar putea să fie o perioadă mai conflictuală, păi ai și tu grijă la conflicte. Nu înseamnă că îți spune exact ce se întâmplă, cum se întâmplă. Haideți să ne deschidem minte. Nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bobi. Pur și simplu sunt doar niște recomandări. Și să asculți și la zodie și la ascendent și să le pui de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta, cum spuneam. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. E adevărat că ne apropiem de conjuncția Venus-Marte, dar faptul că Mercur intră în RAC s-ar putea să te vulnerabilizeze puțin. Și ok, faptele tale să arate destul de îndrăznețe, destul de curajoase, însă ai o nevoie să fii mai introvertit, mai liniștit, mai așezat la locul tău. Adică una este ceea ce spui, alta este ceea ce faci și că s-ar putea ca oamenii să aibă așa un mic șoculeț. Gândește că soarele este tot în casa a patra, ții foarte mult de timpul petrecut acasă, de ce faci acasă, deci faci unele pe zona de leu, creative, dar în același timp ai nevoie să te și retragi. Este gen la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Mercur, intrând în RAC, în casa a treia. Ceea ce înseamnă că dacă până acum au fost situații, să zicem, profesionale sau la școală, în care nu ai putut să comunici așa cum ți-ar fi plăcut, nu ai putut să ieși în evidență, nu ai putut să te manifesti, cu intrarea lui Mercur în casa a treia, unde este și soarele, s-ar putea să reușești cu mai multă ușurință și să și înțelegi că de asta vorbește Mercur în casa a treia. Ok, se mută acolo, mintea îți merge mai bine și ești mai prezent în momentul discuției, îl asculți pe celălalt, că Mercur în RAC îi place să și asculte, nu doar să și spune lucrurile într-un fel. Deci e important asta, să asculți oamenii din jurul tău. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni.
Mercur intră în casa a doua, e foarte bine pentru că tu oricum conjuncția Venus-Marte o ai în casa a treia, ție Melisa nu stă așa, însă ce e de remarcat e faptul că acest Mercur te va ajuta să nu spui lucrurile doar să le spui. Adică să și obții ceva. Dacă spui ceva la serviciu, să știi că acel ceva te ajută într-un proiect să obții mai mulți bani sau te ajută să convingi un client. Întotdeauna când intră Mercur, mai ales că Mercur este guvernatorul vostru, intră în casa a doua, unde avem și soarele, discutăm despre bani. E adevărat că discutăm despre banii noștri, dar până facem banii noștri, e bine să facem ceva la serviciu, la școală sau poate în proiectele noastre. Trecem la Raci sau cei cu ascendentul în Rac, cu Mercur aici. Dintr-o dată vă veți trezi vorbind. E bine, e foarte, foarte bine, mai ales că gândiți-vă că ați avut și o lună nouă, săptămâna trecută, acolo v-a liniștit, v-a așezat, v-a făcut să stați acolo. Acum că intră și Mercur, sunteți dispus să învățați, dispus să călătoriți, dispus să vă mișcați, dispus să vă rezolvați chestii legate de acte, de documente. Adică, dintr-o dată, până acum ați amânat, de exemplu, să plătiți un impozit sau să vă faceți un act la o administrație, la o instituție din aceasta de stat sau privată, voi știți. Acum aveți, hai să mă duc, hai să hotărăsc, hai să vorbesc, hai să văd ce se întâmplă acolo. Trecem la lei sau cei cu ascendentul în leu. Ce să vă spun, în casa întâi aveți Venus-Marte, iar în casa 12 aveți soarele și acum l-aveți și pe Mercur. E de observat la voi, eu în locul vostru aș încerca să mă observ. Să mă observ pentru că Mercur în casa 12 predispune la analiză, la observație, la autoanaliză, la, cum să vă spun, bănuieli, la suspiciuni, la frici. Adică stați cu voi și gândiți-vă dacă multe sunt doar în capul vostru, sunt cu siguranță multe sunt doar în capul vostru, adică minte-i minte, fapta-i faptă. Încercați să vă dați seama de diferența între acestea. Adică dacă aoleu ce se întâmplă și dacă pe urmă nu se întâmplă nimic, încercați să vă dați seama, băi, data viitoare când mai gândesc așa, ia să scriu pe o hârtiuță să văd ce se întâmplă, să-mi găsesc o ancoră, un obicei. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Apelați la ceilalți cu încredere. Mercur a intrat în casa 11, avem acolo soarele, Soarele va face în curând o opoziție cu Pluto. Dacă veți amâna momentul, nu o să fie bine. Dacă ziceți, băi, am nevoie de chestia aia, ce mi se întâmplă dacă eu cer? Orgoliu, ego, frică că o să creadă lumea că nu sunt bun, un pic de narcisism, adică cereți ajutorul. Cu Mercur acolo, ori prietenii vă cer vouă ajutorul, ori voi cereți ajutorul și vedeți că orice networking, orice conexiune făcută zilele acestea cu alți oameni vă va transforma. Deci dacă veți întâlni alți oameni, dacă veți vorbi cu prietenii, ce aflați acolo e de viitor, ca să zic așa. Altă expresie pe care o folosesc cam des, dar trecem peste, o să se supere Fecioarele pe mine. Trecem la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Mercur în casa 10-a și cu acea conjuncție minunată în casa 11, eu aș vrea să cred că oriunde vă aflați, orice faceți, reușiți să ieșiți în evidență, să ieșiți pe o scenă, să dramatizați, să povestiți, să vă băgați în seamă. De fapt, despre asta este vorba. Unii v-ați băgat, unii nu v-ați băgat, unii vreți, unora vă e teamă, altora... Sunt zile, astăzi și mai ales mâine, trebuie să ieșiți în față. Trebuie să spuneți ce vreți. Dacă aveți un proiect creativ, aveți o idee, zilele acestea sunt minunate să treceți la fapte. Chiar și, cum să vă spun, o pictură, o carte de colorat, dacă vreți să vi o cumpărați, cumpărați-o, domnule, și jucați-vă zilele acestea. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Pot, cu Mercur în casa noua, poate începe o perioadă în care să aveți foarte multe lucruri de rezolvat. Drumuri, acte, discuții, foarte multe negocieri. S-ar putea să auziți tot felul de mici scandaluri, de mici situații din acest, mici sau mari, de ce nu? Încercați să nu vă implicați acolo. Încercați să fiți, e vrea că Mercur în Rac vă obligă să știți, să aflați, curiozitatea voastră este renumită, dar rămâneți cât se poate de detașați. Mai ales că voi în casa 10 veți avea mâine acea conjuncție și orice faceți zilele acestea poate să iasă la suprafață așa cum nu ați fi gândit niciodată. Deci la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător.
Mercurii intrând în casa 8, vedeți voi, pentru cei singuri s-ar putea să fie o perioadă, nu știu dacă neapărat neplăcută, cât una de care să-ți fie frică. Aceia dintre voi care sunt singuri, indiferent de vârstă, s-ar putea să retrăiască niște amintiri, să-și aducă aminte niște situații, să treacă prin, nu știu, să-și aducă aminte niște traume, niște problemuțe. Nu o să vă convină foarte mult. E adevărat că aveți totuși în casa nouă acele planete minunate. Mâine vor face conjuncția și vouă vă priește de fiecare dată o călătorie. Ama fie că sunteți singuri, fie că nu sunteți singuri, chiar vă priește o călătorie zilele acestea. Și, dar înainte de a face lucrurile, de a trece mai departe, cei care aveți un partener ar fi bine să-l întrebați de chestiunile financiare. Dacă are probleme cu banii, dacă are nevoie de bani, pe acolo. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Avem aici, bineînțeles, Mercurii intrând în casa a 7. Oamenii de lângă voi. Oamenii de lângă voi, e important ce fac, cum fac. Poate îi băgați în seamă, poate le scrieți, poate vă asigurați, poate vă cereți iertare, poate vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la un dat și ați vrea să știți mai multe detalii, pentru că dacă de obicei nu vă duceți către ceilalți să întrebați, sunteți mai liniștiți. Acum cu Mercur în casa 7, ori vin persoanele către voi și să vă piseze, ori voi puteți să faceți chestia asta. Și aș avea puțină grijă și la relațiile de la serviciu. Adică să nu sunteți recunoscuți pentru faptul că reușiți să vă detașați, dar să nu faceți în așa fel încât să vă implicați prea mult personal cu cineva astăzi. Adică să-i aflați secretele, să vă afle secretele, să vorbiți despre viața personală. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Mercurii intră în casa a 6. Dă n-o să munciți, dă n-o să comunicați, dă n-o să dați mail-uri, dă n-o să sunați, dă n-o să întoarceți cuvinte, dă n-o să încercați să aplanați conflicte, dă n-o să găsiți persoane din acestea care vor să-și arate mușchii în fața voastră. Adică nu ajută la nimic la proiecte, dar efectiv sunt niște egouri foarte pronunțate. Și voi trebuie să negociați, trebuie să vă duceți acolo, trebuie să mulțumiți pe toată lumea la serviciu, că dacă toată lumea e mulțumită și totul în jur funcționează. Cu Mercur acolo, dar totuși cu acea opoziție minunată, acea conjuncție minunată în opoziție cu semnul vostru de mâine, adică acea conjuncție între Venus și Marte în Leu, e vis, e minunat. Acolo se pot întâmpla lucruri, chiar dacă pe moment pare așa hârjită treaba, chiar dacă vă enervați, vă arătați, sunt lupte de putere, de control, e bine ce se întâmplă zilele acestea. Deci la pești sau cei cu ascendentul în pești, cei care aveți copii, rugămintea mare este să luați partenerul și să fiți mai atenți acolo, să petreceți timp, să vă jucați cu ei. Adică poate sunt în vacanță și poate după ce terminați serviciul aveți o oră la dispoziție în care, nu știu, să vă hăhăiți, să râdeți, să vorbiți. Dar vă priesc astăzi în acest sens. Pentru cei care sunt singuri sau pentru cei care nu au copii, Mercur în casa 5 predispune la tot felul de momente din acestea micuțe de afecțiune, de drag, de o atingere, de o îmbrățișare, de un... Iarăși voiam să vă spun să beți un pahar de vin, dar mi-a tras atenția să nu, cineva să nu mai zic la pești de vin. Un pahar de vin nu strică nimănui niciodată, nu înseamnă că eu sunt de vină dacă oamenii beau, să ne înțelegem. Adică un pahar de vin așa la romantic, o melodie, un dans prin casă. Aveți nevoie de chestiile astea pentru că e atât de multă presiune la locul de muncă, de nu vă dați seama. Sper să vă priască această zi și sper să ne auzim cu bine mâine!